înainte cu vorbeai de triburi. Istoria te-ar contrazice, pentru că ăia slabi au fost ba asimilați, cumva s-au pierdut. Da, ai mare dreptate la chestia asta. Păi da, uite, dacă ne uităm înapoi, eu cred că și aici ține de obiective. Dacă eu, căpetenii de trib, obiectivul meu este doar să exist... Păi asta, erau pe supraviețuire, nu? Da, atunci doar o să exiști până o să vină unul mai mare decât tine, o să-ți dea o pereche de la urechi și o să te asimileze. Lucru care, de fapt, se întâmplă și în economie, dacă stăm să ne uităm foarte bine. Da? Au fost foarte multe idei extraordinare, de afaceri extraordinare, care au apărut astăzi și mâine au ajuns să fie înghițite de un pește mult mai mare. Pentru că, dar în același timp, există și genul de antreprenori care nu sunt acolo doar să existe. Ori, eu cred că în 8 ani de zile de antreprenoriat de Magic 5 plus alți câțiva în celelalte firme, eu cred că am demonstrat că sunt pe termen lung, diesel power. De-abia am început.